Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou video din partea Bright News. În acest video vom vorbi despre un posibil caz de călătorie în timp. Cazul lui Rudolf Fentz a fost prezentat de mulți ca o dovadă incontestabilă pentru existența călătoriei în timp. Povestea începe în 1876, când Rudolf, la vârsta de 29 de ani, a plecat la o plimbare de seară prin cartier și nu s-a mai întors acasă. Familia l-a așteptat câțiva ani la rând, bănuind că a emigrat în Europa. Poliția a organizat o amplă acțiune de căutare a lui. Bărbatul nu a fost găsit niciodată. A fost declarat mort și povestea părea că s-a sfârșit. Peste 74 de ani, un eveniment straniu a avut loc chiar în mijlocul străzii Fifth Avenue din Manhattan. Un bărbat îmbrăcat ciudat s-a materializat pur și simplu în fața unei mașini. Șoferul nu a mai avut timp să frâneze și l-a călcat. Polițiștii, ajuns la locul accidentului, au constatat decesul, dar și existența a câtorva lucruri ciudate. Persoana decedată purta o haină neagră, o pălărie cu borduri largi, pantaloni și pantofi prinși cu catarame în stilul secolului XIX. Omul era în vârstă de circa 30 de ani. Obiectele și hainele păreau a fi noi, deși aparțineau unui stil vestimentar vechi de un secol. Victima mai avea asupra sa câteva lucruri strane. O scrisoare de la o adresă din Philadelphia din 1876, cărți de vizită cu numele său, din care reieșea o adresă de pe Fifth Avenue, suma de $70 în bagnote vechi, o monedă specială veche, care putea fi cumpărată o bere de la un local ce nu mai exista în anii 50, precum și o chitanță de îngrijire a unui cal și de spălare a unei căruțe. Adresa din chitanță era un local situat pe Lexington Avenue, locul exact al clădirii neputând fi descoperit. Cazul părea un mister total, iar poliția a închis dosarul pentru că nu putea să-l identifice nici de cum pe bărbatul numit Rudolf Fentz. Fiindcă nu putea descoperi ce este cu acest Rudolf Fentz, deoarece nu existau nici rude de contact, poliția a predat cazul unui om specializat în cercetarea persoanelor dispărute, Hubert Rinn. Cu ajutorul biroului de persoane dispărute al statului New York, Rinn și-a contactat omologii săi din țările europene, inclusiv Austria și Germania, în încercarea de a găsi posibile rudele ale victimei. Părea că ancheta lui Rinn se prelungea la infinit. Însă, într-un final, căutările sale asidue și-au găsit răsplata. Rinn găsește într-un anuar telefonic din 1939 un indiciu important, un anume Rudolf Fentz Jr., cât și adresa lui. Mergând la această adresă, a aflat că în acea perioadă în care a locuit acolo, omul pe care îl căuta avea 60 de ani și lucra într-o bancă din apropiere. În 1940 a ieșit la pensie și s-a mutat. La bancă, i s-a spus că Fentz Jr. a murit 5 ani mai târziu, în 1945, dar că soția sa încă trăia în Florida. Această descoperire l-a dus pe Rinn la văduva lui Rudolf Fentz Jr. Aceasta ar fi fost practic nora lui Rudolf Fentz Senior. În timpul unui interviu, doamna Rudolf Fentz Jr. a declarat anchetatorilor că socrul său, Rudolf Fentz Senior, a dispărut misterios în timpul plimbării sale de zi cu zi, în primăvara anului 1876. De fapt, doamna Fentz Senior nu era de acord cu faptul că soțul său fuma în casă, iar el își luase acest obicei de a se plimba seara pentru a fuma o țigară înainte de a se duce la culcare. Dar într-o seară, nu a mai revenit de la plimbarea sa obișnuită. Familia sa a făcut cercetări lungi și costisitoare, care s-au soldat cu un eșec, nicio urmă a dispărutului. La acea vreme, fiul lui, mai târziu soțul doamnei Fentz Jr., avea doar 4 ani. Rinn a verificat informațiile consultând arhivele secolului XIX de la biroul de persoane dispărute din New York. Acolo, spre uimirea lui, a descoperit un dosar al unui caz nerezolvat pe numele Rudolf Fentz Sr., care a fost dat dispărut de familia sa, deci nu s-a mai întors din plimbarea sa zilnică. Dosarul era însoțit de o fotografie veche de a lui Rudolf Fentz. Fotografia se asemăna perfect cu omul accidentat în New York în 1950. Potrivit Wikipedia, aflăm că veridicitatea acestei povești a fost demontată de două ori la rând de o persoană pe nume Chris Albeck. În anul 2000, el găsește povestea într-o revistă locală, care la rândul ei o preluase dintr-o carte SF a lui Robert Heinlein.
Ove credea că a descifrat misterul poveștii, însă 2 ani mai târziu, un anume George Murphy îi spune că Robert Heinlein a avut de asemenea o sursă de inspirație. Acest fapt îl stârnește pe Chris Obeck să întreprindă cercetări amănunțite, care îl duc la concluzia că Heinlein s-a inspirat din revista Collider anul 1951, în care era publicată o poveste cu titlul I'm Scared, scrisă de Jack Finney, ce coincidea cu povestea călătoriei în timp a lui Rudolf Fentz. Totuși, documentele vremii spun că acest caz a fost cât se poate de real, că toată întâmplarea a fost documentată și înregistrată de către autorități, incidentul fiind confirmat de aproape 70 de martori care au asistat la accidentul pomenit anterior, dar și de câțiva detectivi din cadrul Departamentului de Poliție New York. Să fie oare acesta un nou caz de călătorie în timp, sau să fie vorba tot de o legendă urbană? Totuși se spune că orice legendă urbană are la bază un sâmbure de adevăr. Vă mulțumim pentru vizionare, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul pentru a ști când uploadăm următorul videoclip.